respect și considerație pentru eforturile tatălui său, Andrei se lasă angrenat în aceste noi metode terapeutice, pe care, de fapt, le consideră caragioase și în totalitate inutile. De mâine, așa, mergem în sala mea, așa, să ne exersăm niște exerciții. Să facem exerciții? Da. Niște exerciții orientara, care dă putere la coroane vertebrală. Aha, există exerciții. Am înțeles. Asta o facem de mâine. Asta e că tu n-ai înțeles ceva, tu n-ai prins ceva. Eu nu simt nimic de aici în jos. Înțelegi? Deci eu pot să uit. Suntem un public aici, ne văd oameni. Da, da, grumeam. grumeam. Cum o să-mi poți ajuta tu cu mine, pe mine cu exercițiile astea, dacă eu nu simt nimic, nu știu ce vrei să faci. Eu nu simt și nici nu cred că voi putea să simt ceva vreodată. Cum nu se simte nimic. Ia. Aici ce e? Aici este inima. Da. Așa. Bate ceva. Bate? Cred eu că bate, nu? Cum bate inima, încet, încet o să-ți mintească membrele astea. Membre. Membru. Membru. Picioare, membre, nu membre. Membre. Așa. Aha, mulțumesc. Uite cum facem. Ia. Eu te învăț să mergi din nou. Așa. Și tu mă înveți limba. A, limba română? Limba. Batem plama. Ce să batem? Plama. Batem palma. Palma. Ținându-și promisiunea față de mama ei, Maria acceptă să primească ajutor, deși o face doar pentru a-i reda puțină liniște Corneliei. Să rămână. Bună ziua, copilele mele. Bine ați venit. Cornelia, nu te-am văzut de multă vreme. Ce s-a întâmplat? Cu ce vă pot ajuta? Nici nu știți. V-am mai povestit eu câte ceva. Probleme, ea trebuie să fie Maria. Ea este Maria, ați ghicit. Exact. Și am venit să vă cunoască. I-am povestit despre dumneavoastră. Am înțeles. Și aș vrea să o luați sub aripa dumneavoastră ocrotitoare la o discuție. Să discutați cu ea. Are mare nevoie de ajutor. Te rog frumos, lasă-mă să stau puțin de vorbă cu Maria. Sigur că da. Cel mai bine ești pe mâini bune, stai liniștit. Văd în ochii tăi o mare suferință, copila mea. Ce s-a putut întâmpla de treci prin asemenea momente? Să începem cu începutul. Am avut o relație de 3 ani cu un băiat. Trebuia să ne căsătorim. El a avut un accident, a rămas paralizat. Și am vrut să mă îndepărteze de el. Că am o viață înainte. Și eu nu am înțeles. Și s-a gândit el să aduc o fată la casă în cameră. Și eu să-i prind. Și atunci am decis să se termine totul. Este ceva ce ar mai trebui să-mi spui, totuși? Nu știu, depinde ce v-a spus mama. Mi-a spus că ai fi avut o tentativă de sinucidere. Este adevărat. Nu știu ce a fost în mintea mea, ce am gândit în momentul acela. Am vrut să scap de acea durere și suferință. Nu așa se scapă de durere și de suferință. Și în primul rând trebuie să știi că sinuciderea este cel mai mare păcat. Acum știu. Viața este un dar de la Dumnezeu și trebuie să o trăiești. Și dacă tu nu te poți bucura de ea, atunci măcar să încerci să-i bucuri pe cei din jurul tău, pe cei pe care îi iubești. Încearcă să te gândești la tot ce s-a întâmplat. Încearcă să te gândești care ți sunt persoanele cele mai dragi, în afară de băiatul pe care îl iubești. Și revin, o să mai stăm de vorbă. Vă promit că o să mă gândesc și o să revin mâine. Te aștept, Maria. Care e cea mai bună metodă să uiți de infidelitatea și de trădarea nevestei?
pentru unii suferința și lacrimile, pentru alții reîntoarcerea la vechile plăceri. Bravo! Maestre, ce să-ți mai cânt, maestre? Păi să vă dea Dumnezeu sănătate. Scumpul meu, noi pentru ce suntem aici să ascultăm muzică tristă? Hai să ascultăm ceva mai vesel. Voi sunteți aici? Da, am venit să te distrăm, să ne simțim bine. Frate, una veselă? Sigur. Petrecere, mâncați așa. Hai! Hai, dumneavoastră ați primit invitație, nu țin minte, la petrecerea asta? Tata, ce se întâmplă aici? Dragoste, fii foarte atentă. Dacă se întâmplă cumva ca dumneata să ai treabă și vrei neapărat să pleci, să știi că nu mă simt jignit absolut deloc. Ai băut? Ești beat? Respectă-mă că și eu te respect. Știi că n-ai voie să pui gram de alcool în gură? Gram de alcool? Nu mai un gram, am pus atâta tot. Nu, lasă. Păi, față, vrei să te dau afară? Cum vezi că e asta aici? Vrei să te dau de mână să te dau afară? Să știi că tata e și a revenit. Mi-am revenit chiar, nu ne-a așa, Petrelor? Așa este, așa. Păi cum? Ai văzut? Valeria, știi ce zic eu? Doamne, Dumnezeule, ți-a luat băutura mințile, spune! Am rugăminte, eu vorbesc, nu mă bâlbâi, nu mă bă. Fii foarte atentă. Am o rugăminte. Îngăduie-mă în seara asta. Lasă-mă să fiu trist. Pentru despărțirea, mulțumesc, Oanda. Ai după cine să plângi? Și vreau să fiu vesel, că sunt burlac și iubesc fete frumoase. Te rog eu, lasă-mă puțin, lasă-mă. Când o să-ți vină mintea la cap, spune-mi și mie. Uite, dimineața când mă trezesc, stăm de vorbă. Ia-ți-mă una de-aia mai convingătoare, hai! Asta... Adrian și Cornelia au multe în comun, dar mai cu seamă îi leagă drama prin care trec copiii lor. Ce bine îmi pare că te văd. Și mie. Dacă ți-aș spune că arăți superb, aș comite o impoliteță. Arăți de-a dreptul extraordinar. Și tu la fel, și mă simt ca în liceu. Cornelia, ce se întâmplă acum cu mine, nu am mai trăit de mult. Cred că mă aflu în fața unei povești adevărate de dragoste. Și te rog să împărtășești. Și eu simt la fel. Cum te-ai descurcat cu Maria? Să știi că sunt mai liniștită și am mers așa cum îți spuneam, eu știu că sunt mai tradițională. Da, cu biserică. Da, am mers și am reușit să o găsim pe Maica Filofteia, o femeie extraordinară, o femeie cu har, așa cum spuneam. Așa. Și deja am stat de vorbă, a stat de vorbă și cu Maria și... Și a deschis sufletul? Da. Iar eu simt că lucrurile acum merg pe un făgaș mai bun. E mai bine. Se simte că s-a îmbunătățit. Cum e la tine? Ce face Andrei? Nici eu n-am stat cu mine în sân. Mă bucur să aud asta. Niște colegi au găsit un terapeut. L-am prezentat lui Andrei. E un japonez. Exact. Mă uimești. Un maestru în medicină recuperatorie. Locuiește în România. Se va ocupa de copilul meu. Dar știi numai că el este cu aceeași reticență. Era să ne dea afară pe amândoi. Mă rog să fie bine. Cornelia, trebuie să fac un cadou. Cadou? Exact. Te rog. Este vorba de un colier de perle. Îți mulțumesc. N-am mai primit un cadou, cred că nici nu mai țin minte. Nici eu n-am mai făcut un asemenea cadou de foarte mult timp. Știi, a aparținut bunicii mele. Mi l-a dat când aveam 18 ani. Ce frumos! Știi ce mi-a spus?
că pot să-l dăruiesc unei femei care va reprezenta cu adevărat ceva în viața mea. Sunt onorată. Doamne, cât este de frumos! Îmi dai voie să ți-l pun? E superb! Da, nu râzi de mine. Nu, de ce? N-am mai făcut niciodată asta. Deși nu trăgea speranțe să-și mai găsească pacea sufletească, cu ajutorul măicuței, Maria descoperă o nouă dimensiune a vieții ei, dragostea pentru ceilalți. Ce mai faci, Maria? Te-ai mai gândit la discuția noastră de ieri? Da, m-am gândit foarte mult. Și în afară de Andrei, mama mea este cea pe care o iubesc cel mai mult. Și m-am gândit foarte bine. Aș dori să vin aici și să mă călugăresc, deoarece cel mai mult iubesc să ajut pe oamenii care au nevoie de ajutor, de iubire, de căldură, de vorbă bună. Mă simt bine, sunt liniștită când fac acest lucru, când ajut oamenii din jurul meu care au nevoie într-adevăr de ajutor. Dacă asta îți dorești cu adevărat, va trebui să reflectezi și să o faci cu foarte multă dăruire, cu pasiune. Și atunci vei uita de suferințele tale și va putea fi un nou început pentru tine. Mi-aș dori să fac acest lucru, mi-aș dori să petrec mai mult timp aici. Mi-aș dori să devin ca dumneavoastră, de fapt. Mă bucur să aud asta de la tine, Maria, dar trebuie să te gândești că acum tu ești rănită, suferi. Și ai venit aici să fugi de lume, nu să-L cauți pe Dumnezeu. Nu e vorba de asta, eu vreau să ajut oamenii. E ceva ce mă liniștește, îmi oferă pace sufletească. După ce o să petreci un timp la noi, atunci vei putea să-ți dai seama dacă asta vrei sau nu, cu adevărat. Dar mai întâi mai este un ultim pas. Va trebui să stai de vorbă cu mama ta și cu fostul tău iubit și după aceea să iei decizia finală. Pentru că numai spunându-i în față și uitându-te în ochii lui, poți să-ți dai seama dacă dorești cu adevărat și dacă poți să faci acest pas. Am înțeles. Așa voi face. Ținându-se departe de conflicte în ultima perioadă, am zice că viața lui Mircea e lipsită de griji. E doar o aparență. Ce faci? Ce ai dracu să fac? Uite pe aici, pe la birou. Tu ce faci? Uite, bine, am venit să te întreb de chestia aia. Ce s-a întâmplat? Ai mai vorbit? Ai rezolvat? Ai mai înaintat cu procesul ăsta de... Procesul pe dracu să-l ia de proces. Că uite, acum, păi nu știu, coșmaruri, dracu să le ia pe toate. Acum, între timp, ce crezi că s-a mai întâmplat în familia Mariș? Păi nu știu, spune-te. Păi nu știu, spun eu, că idiota aia de Anda a prins-o de Eugen cu Mădălin în pat. Păi am impresia că se leagă toate lepădăturile de familia voastră. Da? Păi chiar că... Păi chiar că și ce vrei pentru să fac acum? Pentru că voi niște nătărăi și le lăsați să-i bagi în viețile voastre, de asta. Păi și ce vrei să-i fac fata mea? Bine, n-ar trebui să te intereseze că aia l-a înșelat pe ăla, că ăla a făcut pe dracu în patru, atât timp cât e vorba de afaceri, da? Băi, femeie, tu nu înțelegi tu nu că eu nu pot să... Mircea, nu ți-e pe la mie, că eu mi-am decis, mi-am propus mie să nu mai țip la tine și nu mă faci să țip acum, da? De ce m-am întors eu la Valeria? Nu tocmai de asta, să pot să pun mâna pe niște bani, să avem o relație. Cu banii nu mă rezolvi, la mine nu te întorci, nu știu, mesaje de iubire nu mai îmi dai, nu mă suni, nu te interesează de copil și de mine și de toată lumea, nu, decât de ea. Că la ea stai toată ziua și de biroul ăsta nenorocit, în care măcar vrei să mă angajezi. Că ce păi dacă vine cața asta aici, ne omoară pe amândoi. Hai, gata, numai că... serios acum. Anda nu poate renunța cu una cu două la o asemenea avere, așa că, folosindu-și în aceeași măsură tupeul și farmecul, revine în casa din care a fost dată afară. Ce s-a întâmplat? O schimbat oameni nenorociți ăștia. Ce faceți, m-a schimbat ea? Nu știu nimic. Cum nu știi nimic? Dar cine a schimbat-o? De singură nu s-a schimbat. Dar tu ce faci aici, că nu ești binevenită? Păi când e problema asta ta? Că sunt eu binevenită sau nu? Așa, Peter, haide mai cu curaj, cu curaj, pe sigur că da, o, Doamne. Fitule, nu duci
la mol azi? Numai la 1, la 7 moluri vă duc, fetele. Și mai tot ce vrem? Tot ce vreți voi, da. Tot ce vreți voi, puiule, tot ce vreți. Am avut o seară minunată. Sunt convins. Și pentru mine a fost extraordinar. Chiar m-am simțit nemaipomenit. Ce faci, mă, aici? Hei, ce înseamnă asta? Ce-i cu tine, mă? Ce cauți tu în casă aici? Cau pentru asta și casa mea, uitat? Lasă casa ta, că nu mai e casa ta de mult. Cum ai trecut aici? Păi tu, chiar ești o praznică, măi, fetiță. O praznică? Ce caută astea două aici? Cine sunt astea două? Ce să caute? Cine e asta? Nu te interesează pe tine, fetiță, cine sunt eu? Eu trebuie să întreb pe tine, cine ești tu? Ce cauți tu? Iubita lui sunt. Iubita lui? Tu știi că omul ăsta e căsătorit cu mine? Era. Era? Nu e adevărat, încă noapte suntem căsătoriți. Nu-mi pasă. Nu-ți pasă? O să te dai pe tine afară din casa asta, cât ai ce vrei. Gata, cu tine am nicio discuta. Ce caută astea două aici? Sunt invitatele mele, am avut petrecere. Petrecere? Da, am avut petrecere și nu e treaba ta. Normal, petrecere. Nici măcar n-am plecat bine din casă și tu de petreceri. Păi ai plecat, bine, nebine, dar ai plecat de tot. De tot? Da, ia da, de tot. De tot ce o să plec eu. Absolut de tot. Hai, ce să dai, mă, la o parte? Nu, 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 ce vrei tu, mă? Ce iubire, mă? Ești iubire? Ia mâna după mine. Nu, pui. Du-te la Madeline să pune el mâna pe tine. Te rog eu frumos. Bine, eu te iert. Și știu că asta este... Să mă ierți? Da, eu te iert pentru că mi-ai făcut lucrul ăsta. Alo! Și gata, trecem peste și ne iubim. Ce limbă vorbești tu, Anda? Pa, și la revedere. Mă, tu nu s-o uiți cumva? Da, doamnă, nu fie să nu uiți cumva că în apte încă sunt căsătoriți. Să nu uiți asta. Stai liniștită. O să regreți asta, ai înțeles? O să regreți. Pa, acolo e ușa. Pa, pa. Turbat de furie pentru cele întâmplate, Mădălin solicită o discuție la vorbitor cu fosta lui iubită. Trebuie să o pună la punct o dată pentru totdeauna. Pare mi se mie că poate te mănâncă rău de tot. De ce? Ce s-a întâmplat? Tu ai fost aia care ne-a dat în gât pe mine și panda la Eugen, nu? Bineînțeles. Și ăsta e doar începutul. Biletul e sănătoasă. Oh, da, acum încep să devin sănătoasă. Ce-ai pățit? Te-ai speriat? Ți-am spus ăsta e doar începutul. O să-ți fac viața un coșmar. O să mă răzbun pentru tot ce mi-ai făcut. Vrei, te joci cu focul. Te-ai speriat? Ți-e frică? Nu m-am speriat. Atunci ce cauți aici? Pur și simplu am venit să vorbesc cu tine, să-ți spun să încetezi cu toate prostiile astea, cu toate șicanele. Că dacă nu? Că dacă nu o să mor aici, în pușcărie. Tu nu înțelegi că nu mai pasă? Nu-ți mai pasă? Tot ce-mi doresc eu în momentul ăsta este să te distrug. Păi distrus-o. Vezi-ți tu de treaba ta. Stai cu minte și poate o să ieși în ceva timp. În câțiva ani. Nu fi idiotă. O să îmbătrânești aici, Delia. Atâta timp cât tu suferi și primești ceea ce ți se cuvine, nu îmi pasă. Ești tu amărâtă. Ai fost. Și amărâtă vei muri, Delia. Iar cu cardeala, cu dovezile împotriva mea, așa ceva nu există. Tu l-ai drogat. Tu ai vrut să-l omor pe Rad. De lovit pe Andrei cu mașina, tu l-ai lovit și tu l-ai băgat în scaun cu rotile. Nu eu. Da, dar am să demonstrez că tu ai fost în spatele acestui plan. Orice ar fi, eu nu o să... Sufăr singur, ai înțeles? Înțelegi? Tu stai în pușcărie și eu în libertate. Nu pentru mult timp. Mădăline, lasă-mă să-ți spun ceva. Delia pe care o știai tu, fetița proastă și naivă, nu mai există. A murit, înțelegi? Iar persoana pe care o vezi în fața ta în momentul ăsta, o să te distrugă. O să-ți facă viața un iad. Ai înțeles? Cornelia a avut dreptate când a zis că schimbi locul, schimbi norocul, odată cu mutarea în noul apartament, iar relația ei cu Adrian înflorește. Îmi pare rău, chiar îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat atunci. Chiar mă simt foarte bine alături și de el. Dacă ești fericit alături de el, eu nu am nimic să-ți spun. Știam că o să mă înțelegi, e un tip deosebit. Și mai am ceva să spun. Ia zi, ia uimește-mă. Încă o surpriză și pentru mine a fost o surpriză. Mi-a dăruit, ce crezi tu? Deja, da. Nu știu. Un buchet de flori. Doamne, nenumărate până acum. Așa. Un colier. Pe bune. Superb. Vechi, din perle. Care a fost al bunicii lui.
cred că și foarte vechi și foarte valoros. Deci nu vine să cred, pe bune. Chiar mă bucur. Dar să vezi ce încântat am fost eu când am primit. Îmi dau seama că nu te așteptai. Te așteptai la un cadou, să zici, dar nu la așa ceva. Nu mă așteptam, în primul rând, că n-am mai primit un cadou de mult. Și haide, spune-mi, ce-a mai zis măicuța? Știi foarte bine că eu acum am venit de la ea. Da, știu. Și, nu știu, sunt... Nu știu, nici mă cred că nici nu găsesc cuvintele. Mi-am găsit liniștea sufletească. Mă simt cum n-am crezut niciodată că o să mă mai simt. Adică mă bate gândul așa, să vedem, nu vreau să mă grăbesc, să mă alătur lor. Cum să te alături? Adică ce să faci? Să te călugărești? Da. Maria, tu nu ești făcută pentru asta. Dacă măicuța o să-mi spună că am har și chemare pentru așa ceva, vreau să fac. Vreau să fac acest lucru, dar nu mă grăbesc. Acum o să mai duc, o să stau mai mult timp cu ea, o să-mi petrec mai mult timp și o să vedem. Dar chiar mă bate acest gând. Poate te mai gândești. Bine, te las să dormi. Bine, mami. Cam în același timp și la Vila Mariș se petrec lucruri importante care pot da peste cap existența tumultoasă a întregii familii. Deci, îmi deschis să vedem și noi rezultatul? Da, de ce să ne grăbim? Lasă, mai stăm, mai stăm. De ce? Că știm cu toții care e rezultatul. Ia dă-te tu la o parte și lasă-mă în pace. Da, vreau și eu să văd. Nu, mamă, lasă-mă, mă, omule, în pace. Băi, ești incredibil, pleacă de aici și lasă-mă. Dar vreau și să văd rezultatul. Mă duc să-i anunț. Pentru ce să-i anunț? Avem nevoie de spectatori? Vreau să zic că... Nu m-am răzgândit. Vreau să mă duc, simt că vreau să mă duc acolo, să fiu acolo o perioadă. Nimic în viața asta nu este mai important și mai frumos în viața bărbatului decât femeia. Încearcă să nu mai mă agresezi și să nu mai mă împingi, că s-ar putea să întorc foaie cu tine. Ia vinucă. Ia uite-te în oglindă. Semeni cu mine? Pe Madalina îl vizitează un tip din lumea interlopă. E cunoscut de noi? Foarte cunoscut pentru infracțiuni foarte grave. Am să-ți dau o veste. Bine, dar hai mai întâi să comandă în ceva. Vreau să mă călugăresc.